De Paștele Ortodoxe ne mai desparte ceva mai mult de o săptămână. Ca de obicei, în această perioadă și mai ales în Săptămâna Mare, va crește numărul de controle la producătorii agroalimentare care își vând produse în piețe. Ca în fiecare an, în perioada sărbătorilor, prin un serviciu de inspecții pe toate compartimentele de activitate, vom, nu neapărat intensifica, vom mări numărul de controle în piețe, pe sectoarele de comercializare a produselor agroalimentare, tocmai în ideea de a asigura un comerț civilizat și clar față de consumatori. În ceea ce privește carnea de miel, cea mai căutată în această perioadă, aceasta va putea fi comercializată și în piețe, în spațiile special amenajate, care urmează a fi anunțate de către cei de la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, precum și, în mod firesc, în magazine. Este important de menționat că în acest an de Paște, miei tăiați nu vor putea fi comercializați direct din stâne. Aceste zone vor fi stabilite cu rigurozitate de către colegii de la Direcția Sanitar-Veterinară și Siguranța Alimentară, iar vis-a-vis de producătorii, de crescătorii de ovine, regulile sunt stricte. Comercializarea mieilor nu se mai putea face direct de la locul de tere din stână, propriu-zis. Oierii din județul Hunedoara estimează că prețul unui kilogram de carne de miel în viu va fi de 14-15 lei. Carcasa de miel se estimează a costa în jur de 25 de lei per kilogram, iar kilogramul de pulpă va fi minimum 35 de lei.